Hristos a înviat, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. După cum bine știți, în atenția dumneavoastră aducem în ultima perioadă și candidații pentru diferite funcții, mă refer aici la cea de primar, consilieri locali, președinte de Consiliul Județean și consilieri județeni, pentru că, după cum bine știți, în data de 9 iunie vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare, să nu uităm de ele, pentru că nu sunt deloc de neglijat nici acestea. Astăzi discutăm despre județul Hunedoara, despre perspective, de ce nu, pentru că în continuare e loc de mai bine, așa cum este până la urmă în întreaga Românie, și încercăm să aflăm și noi cât mai multe proiecte, viziuni, de ce nu, pe care candidații aur le-au pentru a dezvolta și mai mult județul Hunedoara. Astăzi, alături de mine, este domnul Marius Mane, candidatul aur pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Bine ați revenit! Și Tiberiu Barstan, președintele Organizației Județene Aur Hunedoara și candidat pentru funcția de consilier județean Hunedoara. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Bine ați revenit, domnilor! Sperăm noi cu forțe proaspete, nu? După această mini-vacanță, dacă putem să spunem, pentru unii cei drept a fost mini-vacanță, ați reușit să vă reîncărcați puțin bateriile în această perioadă? Da, măcar la jumătate, dacă restul rămâne să mai încărcăm în timpul campaniei, pentru că e foarte dificil să recuperez timpul ăsta care ne-a fost luat de această comasare a alegerilor. În continuare mergeți și dumneavoastră, cei drept membri AUR, ați fost de la bun început împotriva comasării acestor alegeri, dar într-un final acest lucru s-a întâmplat și iată că alegerile europarlamentare au căzut cumva așa într-o umbră. Parcă nimeni nu mai discută despre aceste alegeri europarlamentare, totul se canalizează pe cele locale. Până una alta, cumva este și firesc, pentru că pe hunedoreni, dacă îi întrebăm și acum, dacă ieșim pe stradă, pe ei asta interesează. Cine le va fi primar, cine va fi președinte de Consiliul Județean și cine îi va reprezenta în consiliile locale, respectiv Consiliul Județean. Ăsta a fost și scopul, a fost o gândire care avea menirea și are să-i ajute cumva pe ei și clar sunt două tipuri de alegeri care n-au pe nicio ei, treabă cine? Una cu alta. Păi, pe acești comasați și au stat, ei au analizat, în loc să lase lucrurile să decurgă firesc, democratic, cum era normal, au venit cumva să complice aceste alegeri și gândind ei că cumva ne încurcă și pe noi, pentru că aceste decizii s-au luat din cauza creșterului în sondaje a Partidului AUR. Ăsta a fost motivul principal și prin orice mijloace încearcă și acum perioada cu precampanie, am avut parte de multe surprize în afară de practicile clasice pe care le aveau din 4 în 4 ani, cum sunt alegerile. Au fel și fel de strategii care au menirea să destabilizeze structurile AUR, să candidații să nu-și mai tureze motoarele, ori fiind campanie, fiecare om încearcă prin echipa care are, prin modul de gândire, prin proiectele cu care vine în față. Noi chiar ne dorim să fie o campanie bazată pe proiecte soluții, nu pe scandaluri, circ sau alte lucruri care nu au treabă cu campania electorală. Să înțelegem că a început deja acel circ de care aminteați dumneavoastră puțin mai devreme? Ei, pentru dacă că nu a început în campania electorală, mai sunt câteva zile. Sunt presiuni din partea celor care sunt acum la butoane și fac tot posibilul ca Partidul AUR să nu fie vizibil în localități unde ei au deja convingerea că vor câștiga. Ultimul exemplu a fost cel de la Hunedoara, unde nu vrem să spunem că sunt cei de la PSD, dar afișele noastre au fost și bannerele rupte, peste afișele noastre au fost aplicate cele ale PSD-ului, ceea ce nu mi se pare o strategie pentru un mare partid care din start se consideră câștigător. Sunt presiuni și la nivelul instituțiilor în care ei conduc prin oamenii pe care i-au impus în aceste posturi,
în așa fel încât să facă din ei niște votanți, de fapt sunt acel electorat captiv, care trebuie, să zicem, la un moment dat să vină și cu dovada că au făcut un vot pentru cei care sunt acum la putere. Credeți că astea încă se mai fac astfel de presiuni asupra din ce am discutat cu câțiva dintre cetățeni care au primit aceste indicații ca după vot să vină să arate pe telefon, ceea ce nu e deloc legal să arate ce au votat, dacă vor să mai stea pe scaunele și pe funcțiile pe care sunt. Mi se pare cu totul și cu totul deplasat, atâta timp cât noi trebuie să înțelegem că atât în viață cât și în viața politică trebuie să existe un echilibru. În momentul în care vom da puterea doar unui singur partid sau unui singur om, vom ajunge la ceea ce a fost înainte de Revoluție, la un partid unic și la o dictatură, atâta timp cât ei nu vor mai avea frică, cu ghilimele de rigoare, că nu de frică trebuie să acționeze în politică, nu vor fi opriți să facă ceea ce vor cu partea de, eu știu, administrație locală, ulterior în administrația națională, și dovada este că până acum deja România n-a fost niciodată în această situație când avem o datorie externă de peste 52%. Care se reflectă cumva, pentru că mulți vor spune ce mă interesează pe mine, nu știu, cineva din Boșorod, din Ilia sau din alte comunități, ce mă interesează pe mine această datorie, doar că aceasta se reflectă și în bunăstarea sau nu a în bunăstarea noastră și această datorie această datorie va trebui să fie plătită de noi. Nu o să plătească guvernanții ceea ce au hotărât că trebuie să când au hotărât să îndatorează această țară. Și încă un lucru pe care oamenii trebuie să-l conștientizeze de la bun început este faptul că după aceste alegeri, chiar dacă sunt la nivel local, care dau de fapt tonul pentru alegerile care urmează, alegerile parlamentare, dacă nu vor ieși la vot într-un număr covârșitor, care să treacă de 50-60%, vom avea surpriza că nu vor putea să facă niciun echilibru în ceea ce înseamnă partea de decizie politică. Și atunci măsurile care se vor lua se vor vedea. Prețurile vor exploda, deja au început și la energie și la petrol și la gaze și la orice să crească. Vă dați seama după ce vor fi aleși și vor fi puși pe scaune, cum cred ei, ce se va întâmpla? Bineînțeles, dacă poporul nu va hotărâ altceva. Da, poporul este cel care decide și, din păcate, la alegerile anterioare am avut cumva așa o experiență neplăcută, chiar și la nivel național, în ceea ce privește prezența la vot, vis-a-vis de ceea ce spuneați dumneavoastră puțin mai devreme. Și, într-adevăr, parcă interesul românilor, interesul hunedorenilor și a tuturor, parcă este din ce în ce mai scăzut. De ce credeți că lipsa aceasta de implicare se simte tot mai tare în ceea ce privește pe români, pe hunedoreni? Da, asta am văzut și eu. Tratăm cu indiferență totală și nepăsare tot ce înseamnă... Dar în același timp comentăm de pe margine. Da, pe Facebook toți sunteți supărați, revoltați, avem instrumentele astea democratice prin care toți ne putem implica. Nu putem fi toți politicieni, dar prezența la vot odată la 4 ani de zile e absolut necesară. Cum spunea și Marius, dacă prezența să fie 30-35%, luăm în calcul undeva 25-30% sunt oamenii sistemului, să zicem așa, oamenii captivi, oamenii din instituțiile statului, dar să știți că și aici sunt oameni care cumva au văzut că direcția spre care mergem nu e una bună. Bun, ei sunt acolo niște joburi, au asigurat, să zic așa, o liniște, un confort să zic rezonabil și nu le convine un partid cum suntem noi să le stricăm lor, să zic, confortul care a fost obișnuit ani de zile. Am transformat cumva într-un popor individualist, să înțeleg. Fiecare da, se uită la propriul său bine, nu mai contează cum
Da. Se fac aceste lucruri, cum reușim să ne păstrăm sau să își păstreze mai exact acele locuri de muncă, nu mai are nicio importanță acest aspect. Mergem înainte sau cum? Asta e problema, fiecare pe interesul propriu și dacă lui e bine, ne place să trăim prezentul, nu vedem în viitor, premisele sunt destul de dezastroase pentru noi, atât din punct de vedere social, economic, financiar, vedem destul de bine ce se întâmplă în România, mai ales în ultimii ani, scumpirile, forța de muncă calificată a mers în mare parte în străinătate pentru joburi mai bune, nu neapărat pentru partea financiară sau joburi, dar e cu totul altfel de siguranță acolo. Întâlnim un mediu, să zic, mai sigur pentru familiile lor, pentru copii, școlile, spitalele, altfel funcționează. La noi, din păcate, toate aceste lucruri am ajuns la stadiul ăsta de improvizații și nu se încearcă cumva să ridicăm și noi nivelul, suntem tot în regres pe toate palierele. Și cu garnitura asta de oameni care conduce România de 34 de ani, nu cred că avem o perspectivă bună. O simțim și pe pielea noastră, trăim din ce în ce mai rău, sărăcia a ajuns la un grad destul de avansat și mulți oameni și din mediul privat funcționăm din ce în ce mai greu, având în vedere că suprataxarea asta a muncii, lipsa forței de muncă, se cam confruntă mare parte dintre patroni și da, mediul ăsta privat, el generează venituri la buget, e motorul care duce economia înainte. Guvernanța, din păcate, insistă cu soluții în alte direcții care n-aduc o plus valoare țării și atunci, să zic că de la an la an noi ne complicăm existența, trăim din ce în ce mai prost și soluții de a trăi mai bine nu se întrebă. Are aurul, are Alianța pentru Unirea Românilor soluții la toate aceste probleme? Își da, pot pune pot românii încrederea în pot să spun că am încercat să ne documentăm și să încercăm să propunem proiecte care să fie finanțate din fonduri europene. Dar din cauza lipsei transparenței la nivelul administrației județene a trebuit să verificăm până la urmă sursele oficiale care sunt necesare pentru ca fiecare UAT și în mod deosebit aici vorbim de județ să găsim activități care pot fi finanțate. Eu pot să vă spun că am găsit finanțări pentru drumurile județene care au în varianta consolidată pe 2024 o valoare de 107,74 de milioane de euro. Valoarea unui proiect este cuprinsă între 5 milioane și 50 de milioane de euro. Activități ce pot fi finanțate cu o contribuție pe fonduri parte eligibilă și contribuție proprie de 2%, adică 98% sunt fonduri eligibile. Această finanțare poate asigura lucrări de construire și modernizare, extindere a rețelei de drumuri județene, care până la această dată, din ce am consultat eu site-ul oficial, nu este foarte actualizată și avem frânturi din ceea ce înseamnă activitățile pe care le-a întreprins Consiliul Județean. Au făcut unele demersuri, nu spunem că n-au făcut, dar pentru a putea avea, eu știu, acea aură de noi facem, noi dregem, lipsa de informații este o chestie pe care ei o valorizează în fața celorlalți, în așa fel încât să spună, domnule, astea sunt proiectele, voi ce mai veniți să ne spuneți? Păi arătați-ne care sunt proiectele de pe un an pe altul, ce ați făcut în cei 4 ani de mandat. Pentru că și în ultima ședință pe care am urmărit-o pe Facebook de la Consiliul Județean am văzut o atitudine total necuvincioasă, ca să nu-i spun altfel, și o chestie de aroganță din partea președintelui Consiliului Județean, care la un moment dat spusese printr-un proiect de hotărâre că a reparat un drum sau a propus repararea unui drum și aștepta ca cei din sală, consilierii, să-i mulțumească. A întrebat, chiar nu mulțumește nimeni pentru chestia asta, dar
Mi se pare cu totul și cu totul deplasat să ajungi președinte de Consiliu, să-ți faci datoria pentru care ai fost ales și să ceri ulterior consilierilor să-ți mulțumească că ți-ai făcut datoria. E ca și povestea aia cu bancomatul, când îți dă banii să-i mulțumești că ți-a dat banii. Adică chiar e anormal o asemenea situație și asta e din cauza faptului că are acel confort de care tot vorbește, prin care își poate trece toate proiectele, în mod deosebit cele de drumuri, unde se cere o majoritate calificată, în felul în care a și pus problema că la viitoarele sau la aceste alegeri el va obține un număr de 22 de mandate, astfel încât să nu depindă de nimeni. Ei, dacă nu va depinde de nimeni, cel care va ajunge, cum crede el, președinte al Consiliului Județean și posibil să fie, după cum se discută, dar asta repet încă o dată, hunedorenii vor decide cine va conduce acest județ, să facă totul după bunul plac. Deci ceea ce nu este firesc, și atunci vom avea din nou acele primării conduse de un anumit partid să fie favorizate pentru reparațiile de drumuri. Ceea ce, din partea mea, mi se pare o aroganță extremă. Tot pe aceste fonduri am înțeles că se pot face și parcări, piste de biciclete și tot ceea ce ține și de altă infrastructură. Vorbeam de ună zi și cu cei cu care am mai fost în campanie, am mai spus și altă dată, am trecut pe zona asta unde șoseaua județeană, drumul județean leagă Șoimușul de Rapol și am găsit în zona unde este amplasat Giardinii de Zoe coloane întregi de mașini pe kilometri, fără să aibă o parcare. Adică partea de privat e una. Asta aveam să spun, și acolo este o investiție privată. Și partea, dar tu ca județ poți să vii cu o contribuție, să pui în valoare nu doar punctele turistice și zonele în care are doar județul, ridicând astfel nivelul modului în care turismul este dezvoltat. Păi dacă faci o parcare și o face Consiliul Județean, acolo se încasează niște bani de Consiliul Județean. Ceilalți plătesc ca să viziteze acele grădini. Adică se împarte tot acest beneficiu pentru turiști. Și nu erau turiști din județ, erau din toată țara. Toate aceste vizitatori, că mulți confundă turiștii, da, cu vizitatori, turiștii, ce e o problemă? Și vizitatorii, dar mă gândesc că și turismul, cum e la această dată în Deva, care a ajuns la un potențial de 1,4 zile turistice, este destul de greu de evaluat. Aceste fonduri mai pot fi, eu știu, valorificate și pe eficiența energetică la clădirile publice, unde fondurile sunt în valoare de 46,76 milioane de euro, care proiecte pot fi între 200.000 de euro la 2.500.000 de euro, care trebuie să asigure pentru tot ceea ce înseamnă clădiri și nevoi pentru administrațiile publice asigurarea acestui necesar de energie în ceea ce presupune și consumul pentru instituțiile publice. Mai avem axe de finanțare pentru patrimoniu cultural urban, care se pare că cele mai multe au fost identificate, vorba de vreo 79 de obiective de patrimoniu în mediul urban. Și aici avem ca fonduri undeva la 21,14 milioane de euro și proiecte care pot fi finanțate începând de la 500.000 de euro până la 5 milioane de euro. Unitățile care pot să fie puse în valoare sunt
conace, cetăți, clădiri de cult, asamblu și urbane și de patrimoniu industrial. Și din fericire județul Hunedoara are o greutate din acest punct are de vedere, și pentru mai că avem aici foarte multe obiective, da. Cei drept unele dintre ele puse recent în circuitul turistic și promovate în mediul online și nu numai, dar parcă nu suficient. Nu sunt deloc bine promovate din punctul meu de vedere, nu există. Turiști, da, și nu există. Promovate și gestionate pentru o digitalizare și o informare a publicului care să asigure pentru toți cetățenii un loc în care să știe, domnule, am venit la Deva, de aici pot să fac circuit pentru Castelul Corvinilor, pot să mă duc la cetățile dacice, pot să mă duc la în stațiunea Gioagiu, la Muzeul Aurului, la Brad și în toate... În Valea Jiului. Sau în Valea Jiului. Chiar dacă tot sunt județul în, este da, extrem acolo de acolo sunt și alte stațiuni care pot fi valorificate. Mai este patrimoniul UNESCO, care și el are o parte de valorificare, mai ales în județul Hunedoara, unde avem Sarmisegetuza Regea, Costești Cetățuie, Costești Blidaru, Luncan Piatra Roșia, Bănița și așa mai departe. Deci putem valorifica aceste fonduri pe acțiunile pe care ar trebui să le fi cuprins cei din Consiliul Județean. Dar, repet, lipsa de informare este o chestiune care ține de modul în care se gestionează și de transparența pe care ar fi necesar să o avem atunci când mergem undeva și să dorim să facem ceea ce e necesar pentru acest județ și pentru cetățenii care totodată prin aceste investiții ar putea obține locuri de muncă și ar putea crește și din punct de vedere economic județul. Județul Hunedoara stă foarte bine la turismul ecumenic, cel puțin asta reiese din datele statistice pe care cei în măsură să le realizeze o fac. Avem mănăstirea Prislop aici, dar mănăstirea Prislop cred că sunt peste 500.000 de vizitatori sau turiști, să le spunem, pentru că mai sunt oameni care aleg să poposească aici pentru câteva zile, dar este normal să ne axăm sau astfel de turism să fie în top într-un județ ca Hunedoara, care, să nu uităm, repet, cred că avem litoralul românesc unde este firesc să fie în top și probabil încă vreo două județe, dacă or mai fi înaintea noastră, din punct de vedere al obiectivelor turistice. Da, Hunedoara, eu zic că e pe primul loc în țară, avem peste 700 ceva de obiective turistice. Din păcate, foarte puține sunt puse în valoare. În ultimul timp am avut și cetăți la Sarmi și la Deva în reabilitări. E bine că se fac, dar acolo s-a insistat prea mult într-o direcție care nu prea are treabă cu amprenta timpului. S-a mers mult pe modernisme, lucruri care n-aduc o valoare acestor obiective istorice. Lipsesc multe chestiuni care țin de promovare și gestionarea acestor unități, adică obiective istorice legate și am văzut în Sarmisegetuza, la cetăți, în Țara Hațecului, cum spunea și Marius, nu sunt locuri special amenajate pentru acești turiști. Partea cu infrastructura, povesteam cu cei care au pensiuni, nu au rețea de apă și canalizare, se confruntă cu probleme diverse legate de accesul turiștilor, de informarea acestora pentru a ajunge în acele locații, lipsesc indicatoarele. Sunt turist care vine odată și parcurge câțiva kilometri buni pe un drum care e foarte greu practicabil, slabe șanse să se reîntoarcă aici sau să promoveze la rândul său da, această zonă. Și eu cred că în afară de obiective ar trebui încurajat și ecoturismul, pentru că acest județ se pretează la astfel de activitate și să ne uităm Bosnia, Herțegovina, în Slovacia, Polonia, acolo comunități întregi trăiesc numai din ecoturism și trăiesc foarte bine. Ori și la noi, dacă primarii care sunt ar informa cetățenii, ar veni în sprijinul lor cu astfel de soluții să le prezinte. E să mai încerce. Comun să nu o faci, nu? Da. Lor le convine ca să-i țină pe oameni acolo și să bucure că le mai pune un petec de asfalt, le mai pune, eu știu ce, temiri un parapet pe lângă malul apei.
cam asta se întâmplă odată la 4 ani. Ori eu cred că partea asta turistică e unul dintre domeniile, motoarele economice ale județului în viitor, dacă există o strategie clară și lucrurile ar fi abordate total sub alt mod față de cum gândesc cei care gestionează acum și administrează județul. Și acest ecoturism ar funcționa, cel puțin acum, la momentul vorbirii, foarte bine, în condițiile în care în continuare avem, din fericire sau încă mai avem, și fermieri care pun osul la treabă, deși nu le este deloc ușor, tineri care au reușit să implementeze anumite proiecte pe fonduri europene, ce e drept fără prea mare sprijin din partea unor primării, și aici sunt câteva cazuri concrete care au ajuns și la urechile noastre și pot fi dovedite. Deși există unele proiecte pe fonduri europene, primăriile ar trebui să faciliteze puțin, fie accesul spre exploatația respectivă, fie să ajute într-un fel acei tineri fermieri, lucru care nu se prea întâmplă în toate zonele din județul Hunedoara, ba mai mult, unii dintre ei sunt tratați așa, cu maximă indiferență. Păi să vă explic așa ce am constatat la multe primării, zone din astea turistice. În primul rând, primarii sunt cei mai mari administratori de pensiuni. Au afacerile lor și nu le convine concurența. Și atunci pe restul cumva izolează și exploatează cum le convine lor. Nu are rost să dau exemple, sunt destule. Și atâta timp cât lor le merge bine treaba, restul comunitatea nu mai contează. Nu e nevoie să ai neapărat un sprijin sau finanțări europene. Dacă ai o căsuță, ai niște camere care puțin amenajate, lumea, să știți, nu mai caută modernismele, luxul, mai sunt care merg prin Dubai numai să-și facă poze. Și autenticitatea, da, până la urmă, să simțim că încă mai suntem români din foarte multe puncte de vedere. Lumea caută sălbăticia, trebuie să vadă vaca, purcelul acolo, exact, să știe că mănâncă ceva natural, verdeața din grădină, și dacă fiecare familie s-ar gândi un pic și și-ar face un plan și un proiect pe partea asta turistică, eu cred că s-ar putea trăi decent. Pe lângă aceste lucruri vis-a-vis de cazare și mâncare, se pot la fel, la nivel de OAT-ul, gândit niște trasee turistice făcute, activități diverse în natură, câte lucruri nu sunt care te încarcă cu energie, și asta practic caută și turistul, liniștea, confortul de care are nevoie și plus siguranța. Pentru că suntem încă o țară sigură, avem, să zic așa, o gamă diversă, de la munți, la ape, la obiective istorice, lucruri de care alte țări, pe care alte țări nu le au. Dar nu știu să le exploatăm. Mai puțin, doar că exact, da, ei știu să exploateze mult mai bine toate obiectivele și resursele pe care le au, lucru la care noi încă mai avem de lucrat. Aici avem și o problemă legată de micii fermieri care nu au ferme extraordinar de dezvoltate, care ar trebui, din punctul meu de vedere, sprijiniți pentru a putea să-și valorifice la prețurile juste produsele pe care le au. Cum ați putea face acest lucru? Eu cred că prin realizarea în comun cu UAT-urile și cu, eu știu, ONG-urile care pot fi folosite pentru asta, să se facă din nou acele depozite pentru cereale, pentru fructe, pentru legume, astfel încât undeva să fie adunate toate aceste produse și cantitățile mari vor putea fi valorificate la timpul sau procesate, că aici crește valoarea produsului. Pot fi făcute de privați, fabrici, cum am avut de fapt la Hațec, și le-au desfințat fabrice de conserve de legume și fructe, unde se puteau procesa cantități industriale. Nu, noi am ajuns produse. Importăm orice mizerie, corect, ca să-i spunem pe nume, nu știm ce mâncăm de afară, când produsele noastre de la fiecare producător autohton ar putea fi altfel valorificate. Să nu ajungă, eu știu, micul fermier să-și vândă deja recolta de la însămânțarea ei și când ajunge să o valorifice la un preț corespunzător, el deja a vândut-o la prețul care a fost achiziționat încă atunci când a băgat-o în pământ. Dau un exemplu, nu am niște date exacte, dar am înțeles că sunt diferențe de 3-4 ori mai mari
îl iei grâu sau porumbul cu un leu și iei în primăvară îl valorifică la 4-5 lei. Ceva nu e în regulă în modul în care noi gestionăm atât la nivel de județ, dar mai ales la nivel național aceste probleme. Așadar, Consiliul Județean ar avea De exemplu, și o problemă cu... Da, eu zic că aici am putea găsi, dacă nu, să solicităm până la urmă o prevedere legală care să ne acorde acest drept de a putea sprijini fermierii de la nivelul județului, cel puțin în 2-3 centre la nivel județean, în care să vină fiecare să-și poată depune recolta și ulterior să o poată valorifica la un preț care să corespundă cu ceea ce a muncit omul, adică să nu o da pe un preț derizoriu, mai ales cum au acum chestiunile legate de lapte. Luăm lapte din Polonia, luăm lapte în Ungaria, noi am interzis sau cum să spun eu, am făcut în așa fel încât tot ceea ce înseamnă creșterea animalelor să fie cât mai mică la noi în țară. Nu mai sunt târguri, cel puțin în județul Hunedoara, nu mai sunt târguri de animale, ceea ce mi se pare nefiresc. Toți producătorii și crescătorii de animale vor, din ceea ce am avut discuții și la târgul de la pui, domnule, redeschideți târgurile de animale, pentru că noi creștem vaci, oi, unde le putem vinde? Pentru că vin și le țin pe ascuns undeva și le vând așa pe furiș. Ceva nu e în regulă cu modul în care deci cei în din județ. Deci în alte județe funcționează, să spunem, da, dar la nivelul târguri. Județului Hunedoara și mi se pare că și în Caraș s-au închis aceste târguri. Aici e o culpă, să știți, Consiliul Județean și cu anumite instituții a județului care are atribuții pe partea asta cu verificarea animalelor și sunt niște interese probabil acolo. Pentru să... că crescătorii de animale știu foarte bine, trebuie să aibă anumite avize, trebuie să și de la medicul veterinar, de la DSVSA, adică mare da, parte oamenii dintre ei nu sunt în regulă să nu se facă toate filtrele necesare, ei cer să aibă dreptul și să se redeschidă aceste târguri, pentru că dacă nu sunt deschise oficial, ei trebuie să le vândă oarecum clandestin și ceea ce nu e normal. Noi ca județ suntem un județ cu un relief mai pregătit pentru creșterea animalelor decât pentru o creștere, să zicem, a recoltelor de grâu, de porumb, de cartofi. Adică acolo unde avem și putem valorifica ceea ce natura ne dă, e firesc să ajutăm cetățenii să poată să facă aceste creșteri de animale. Eu nu pot să înțeleg cum să vine cineva să-mi spună că vaca poluează mai mult decât mașinile. E o tâmpenie. A fost la un moment dat o discuție, da, într-adevăr, pe acest subiect. Nu mai creștem de astea, că vezi, Doamne, e o poluare... Au descoperit adică, principalul da, element vinovat care e vaca. Și poluează. Atunci, haideți să ajungem cu picioarele pe pământ și să înțelegem că, eu știu, țara asta a crescut atâta timp și a făcut partea asta de creștere animalelor cu oi, cu vaci, cu tot ce am avut noi, porci, și dintr-o dată nu mai avem nevoie nici de vaci, nici de oi, trebuie să cumpărăm. Cum Dumnezeu alții poate să crească și vaci, și oi, și porci și cumpărăm de la ei? Dar produsele pe care le produceam și animalele care erau pentru a asigura hrana acestei populații, erau la noi în țară, am avut Comtimul care asigura nu numai la noi în țară, ci și în țările est-europene aceste producții de carne, dintr-o dată le-am desființat. Nu mai avem nimic bun noi românii, trebuie să cumpărăm carne super congelată și refrigerată și mâncăm ceea ce mâncăm, nu știm în ce mâncăm. În interesul cui sunt, de fapt, aceste schimbări majore în Eu în cred viață? Că e în interesul marilor retailer și a marilor companii care, noi, de românii, fapt... Noi românii nu mai avem niciun cuvânt de spus? Din păi cu oamenii care ne-au condus 34 de ani, avem dovada că nu mai avem prea multe cuvinte de spus. Nu spun că nu avem un cuvânt de spus. Prin schimbarea legislației și prin impunerea unor norme, cred că am putea să realizăm ceea ce e firesc și necesar pentru tot ce înseamnă România. Pentru poporul român. Noi nu suntem în slujba marilor companii. Noi trebuie să înțelegem că suntem în slujba celor care ne-au ales, a cetățenilor din România. Ori dacă nu vom face această alegere pentru cei care își propun cu adevărat o schimbare în bine, în sensul în care noi ca partid ne-am propus să facem aceste schimbări, înseamnă că ceva nu merge la nivelul judecății noastre și eu cred că populația nu mai este la fel de
ușor de influențat, cu toate că toate mijloacele mass media și Facebook și tot ce înseamnă informare de asta publică încearcă demobilizarea oamenilor și determinarea lor să nu vină la vot, să spună că oricum n-au ce să facă, că nu se schimbă nimic. Nu se poate să faci același lucru și să aștepți alte rezultate. Trebuie să vină la vot sau să nu faci nimic. Pentru că automat ceea ce nu faci tu va face altul în numele tău și nu e firesc. Legat de târgul, de închiderea lor și problemele astea cu comercializarea animalelor, faceți o verificare simplă pe zonă să vedeți care sunt cei mai mari procesatori și exportatori de animale, ce culoare politică au și vă dați seama cam unde sunt interesele. Și acei oameni au intermediari. Păi nu, și aici sunt interese ca peste tot. Depinde de culoarea animalului. Achiziția animalelor să fac direct din ogradă la niște prețuri care sunt o bătaie de joc. Discutam cu foarte mulți țărani. Ce n-am alternative, un să vând, târgurile nu sunt și vine ăla și ăla și trebuie și să dau, că am nevoie la de bănuț. Da. Derizoriu, probabil. Da, sau... deci, tot ce se întâmplă în numai județul nostru și în România e controlat de grupurile astea de interese, spoite cumva sub formă de partide politice, ăștia ne decimează, ăștia ne azmâneneau și aerul pe care îl respirăm. Din păcate, indiferența asta totală noastră... dar anumite taxe cumva acolo conduc la dar o respirație mai complicată din partea multora. E o problemă destul de... Dacă economia nu mai merge, cheltuielile au crescut, plătim în continuare un aparat bugetar supradimensionat care nu aduce o valoare, nu ne pune nicio întrebare legată de primările. Tot discutăm că... Vrem performanță, vrem să ne fie mai bine în comunitățile în care trăim, ori unde cel mai mare angajator cam peste tot în județ sunt primăriile, cum putem spune că o ducem bine. Aici ar trebui, mă uitam și la Alba, sunt 14-15 companii peste 800 de angajați, dacă ne uităm la Deva, primăria e pe locul 1. Restul sunt 2-3 companii care probabil în perioada următoare vor pune lacătul și... Ar fi putut să fie mai multe și în Deva, pentru că au fost investitori interesați să vină aici în Deva să investească, doar că la foarte scurt timp, după ce s-au aflat aceste informații, acei investitori au ales Reșița, au ales Orăștie, au ales Alba, au ales alte localități, mai puțin Deva. Deși stăm foarte bine aici, că avem autostradă, avem infrastructură, avem toate condițiile necesare pentru transportatori, pentru multinaționale să-și aducă cine materia primă. Cine lipsește atunci? Probabil aici cred că tot politicul a complicat cumva lucrurile. Ne aduce de aminte și cu fabrica Bosch, care dacă se realiza în zonă, eu cred că era o investiție destul de bună, se generau locuri de muncă, dar ceva și acolo, nu știu, neînțelegerile astea dintre partide, la fel, grupurile astea de interese, ceva nu a pus cum trebuie și din păcate am rămas fără o investiție majoră la noi în zonă. Eu cred că și lipsa asta forței de muncă calificată alungă investitorii și aici avem o problemă. Cei care mai sunt și mai funcționează încă aduc personal pentru muncă de la 40, 50, 60 de kilometri. Salariile nu sunt dintre cele mai bune. Să nu uităm că județul Hunedoara am ajuns la salariul mediu, suntem ultimii pe țară. Deci probleme cam peste tot, ori actuala conducere PSD-istă, PNL-istă, cam ăștia au condus județul în toți acești 34 de ani. Cum de să face un județ super industrializat în care duduia economia, partea asta iar la fel cu turismul, cu... suntem cam la coada clasamentului. Nimeni nu-și pune nicio întrebare, nu vine cu explicații, nu vine cu soluții. Trăim odată la 4 ani... Aș contrazice, oamenii își pun aceste întrebări. Se gândesc de ce am ajuns să fim în această situație, în special cei care au ajuns la un moment dat să fie angajați al combinatului de la Hunedoara, la Mintia, la minele din Valea Jiului și așa mai departe. Acei oameni își adresează aceste întrebări. Problema este că nu prea primesc răspunsuri. Ce să mai zic? Și deci cei care trebuie să dea răspunsuri sunt cei care sunt acum în funcții și care atâția ani de zile au condus acest județ și această țară. Deci cei care urmează să fie votați ar trebui să vină cu răspunsurile
la întrebările pe care le au cetățenii acestui județ. De ce a ajuns județul în această situație? Legat și de ceea ce spunea înainte cu transportul forței de muncă dintr-o parte în alta, eu am mai găsit și pentru chestiunea asta o finanțare pentru sistemul de transport intern și intrajudețean care poate fi făcut pentru a asigura deplasarea forței de muncă dintr-o localitate în alta sau chiar dintr-un județ în altul, ceea ce la ora actuală noi ca județ nu avem, avem doar firme private care asigură acest transport. Pentru aceasta avem de valorificat până la 6 milioane de euro bani alocați pentru acest sistem de transport și cei care până acum au făcut ca transportul urban, interurban și să nu se dezvolte, este pentru că au avut, cred că au avut interese ca doar transportatorii particular să poată să acceseze și să facă aceste linii de transport în detrimentul cetățenilor. Pentru că la nivelul unei dezvoltări și regionale și durabile ar trebui să fie gândit un astfel de program nu doar în județul Hunedoara, ci în toată regiunea asta de vest, prin care să evităm transportul cu mașinile particulare, mai ales pentru cei care fac naveta. Dacă există un transport care să fie o variantă pentru cei care au de, cum să spun, serviciu dintr-o localitate în alta, la Sfânt Andrei am avut o cerere din partea cetățenilor unde, de exemplu, ei nu mai au un transport către centrele urbane. Dom'le, până acum am avut, venea în mijlocul localității, ne ducea ba la Simeria, ba la Deva, aveam cu ce acum să plecăm. Acum nu mai au deloc. Deci doar pe traseul pe DN7, unde e stație de autobuz, dacă acolo e vreun transport, trebuie să iasă din localitate și sunt foarte mulți copii la școală sau sunt oameni care trebuie să ducă la lucru și trebuie să meargă cu mijloace de transport în comun. Nu mai vorbim de faptul că acolo încă nu s-a reușit realizarea unui sens giratoriu, că dacă vrei să ieși din Sfânt Andrei spre Deva, stai, dacă nu, 10-15 minute. Asta dacă nu vrei să spui viața, da, în pericol și viața acolo și a avut și în ultima perioadă câteva accidente mortale. Exact. Chiar nu-și pune nimeni niciun semn de întrebare. Oare ce se întâmplă? Au fost atunci instituțiile și Consiliul Județean și cei de la Primăria Simeria care spuneau că, într-adevăr, urmează să se realizeze acest proiect de amenajare a unui sens giratoriu. Urmează, sau da, mai se mai discuta atunci despre o pasarelă pentru pietoni, dar deocamdată nu s-a concretizat. Nu s-a materializat nimic. Nici pasarele de pieton, nici sensul giratoriu. Ceea ce oamenii așteaptă nu doar ca o promisiune, vor să și vadă fapte. Dom'le, fă-mi întâi un sens giratoriu pentru ca să pot să ies din localitate, să mă duc, să ajung la timp și să nu pățească niciunul vreun accident care să-i pună viața în pericol. Da, sunt multe aspecte care pot fi îmbunătățite până la urmă. Mai trebuie să avem și oamenii potriviți cu viziunea necesară. La comisiune necesară. Pricepem toată lumea, deci atâta le aranjăm. Mai lipsește să ne iau încă pun cartofi pe lună, că în rest le-au spus pe toate. În condițiile mai avem 2 minute din, da, această emisiune. În care județul s-a depopulat de la 500 ceva de mii, am ajuns la 300 ceva de mii. Mare parte din populația și care mai calificată pe partea asta cu munca, îi plecată. Am ajuns un județ îmbătrânit, fără prea multe perspective, dacă nu avem tineri și dacă nu reușim cumva să îi ținem pe tineri în județ, să aducem, să zic, cumva o valoare comunităților în care trăim, pentru că ei sunt motorul unei comunități, au copii, dacă sunt copii trebuie să fie și școli, sunt probleme care normal familia asta trebuie să aibă o siguranță. Dacă nu o creăm, partea asta politică nu-și dă interesul mai mult pentru oameni, o să ajungem un județ care, din păcate, pot să spun că o să avem de suferit pe toate palierele. Asta vă spuneam, că premisele sunt destul de urâte în privința asta a părții economice, sociale.
Noi încercăm ca și partid politic să venim și cu soluții. E bine să mai fie și un partid cum e AUR pentru a lua atitudine și a crea, să zic așa, soluții noi pentru dezvoltarea noastră ca județ, ca și comunități. Dar toate aceste chestiuni depind de românii care o să iasă la vot și decizia e în mâna lor. Soluții avem, oameni avem, avem și un mod de gândire altfel față de partidele clasice cu care ne-am obișnuit atâția ani și sperăm că cumva speranța rămâne alături de noi. Vă rog, domnule Mane, câteva secunde. Sper că toți cetățenii și în mod deosebit alegătorii din acest județ vor ieși în masă la aceste alegeri și vor spune punctul de vedere legat de ceea ce își doresc pentru viitorul acestui județ. Credem cu multă convingere că AUR este una din variantele care le poate asigura un echilibru în viața politică și, de ce nu, în ceea ce înseamnă economia în acest județ. Dacă nu investim în educație, învățământ, sănătate și infrastructură, nu vom reuși să dezvoltăm acest județ și nici nu vom reuși să atragem tinerii să rămână în județ și să realizeze ceea ce ne propunem noi până la urmă ca acest județ să crească atât din punct de vedere economic cât și social. Vă mulțumesc tare mult, domnilor, că ați fost alături de noi astăzi, că ați prezentat o mică parte din ideile și viziunea pe care o aveți pentru dezvoltarea acestui județ. Cu siguranță ne vom revedea în perioada următoare. Mult succes vă doresc! Da, mulțumim, o zi bună! Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!